Și să-mi spui ce percepi. E bine. Deci un strus mă privește. Ia întreabă, cine ești? Stai că nu-mi dau seama că e struț sau e tipul ăla din Ice Age. Dar și-a privit de aproape au fețe similare. Aha, aha. La Sid. Așa, așa. Cine ești? Eu. Ce spune? Stai că mi-apare Sid din Ice Age. Așa, hai să vedem. De ce îți trimit această imagine? Ce simbolizează? Ce dorește spiritul tău să-ți arate prin această imagine? Ce vrei să-mi spui cu imaginea asta? Ce stai ești tu? Da! Mai clar, te rog, că clar nu sunt ăsta. Așa, hai să vedem, pentru că în momentul când mi-ai zis truț, mi-a venit informația ce este reprezentarea lui, știi? Dar eram curioasă să văd ce spune spiritul. Așa, și ce înseamnă struțul, adică? Ce simbolizează struțul? Ce parte din tine? Ce dorește să-ți arate prin asta? Struțul își bagă capul în pământ când... În pământ, da. Și crede că vede, dar de fapt nu vede. Chestia e că da, în ultimii ani așa mi-e foarte clar că simt că parcă capul mi-e băgat în ceva până la umeri. Așa, ia să vedem. Deci struțul, el are gâtul lung, poate vedea cumva, are o vedere mai largă față de animalele care sunt la teren, da, mai joase. Are o vedere, adică are și mobilitate în gât, da, capului, astfel încât să-i permit o viziune, știi, stânga-dreapta mai mult, știi, mai de ansamblu. Însă, în anumite momente, își bagă capul în pământ. Care sunt aceste momente? Ce se întâmplă în acele momente când își bagă capul în pământ? Păi, când e frică, nu? Așa. Și consideră că e în siguranță. El crede că nu mai este văzut, nu? Ca și copiii mici când închid ochii și cred că au devenit invizibili, știi? Da, exact. Și pe vine leopardul și îl mușcă de fund. Și îl mușcă, da. Și nu știe după aia ce i s-a întâmplat, da? De ce? Eu m-am ascuns. De ce? Exact. Deci eu unde mi-am băgat capul? Întrebare. Hai să vedem, întrebarea este... Următoarea. Când a fost format acest program al struțului, da, în care tu îți bagi capul în pământ, da, crezând că nu o să fii văzut, și număr de la 1 la 3, iar la 3 vei fi dus în acel moment, în acel moment în care s-a format acest program, ori ți l-ai format, ori ți-a fost inserat, da, din exterior. 1, 2, 3. Deci, sunt dus în epoca antică. Văd o piață ce seamănă cu piețele grecești sau romane din vremea aceea. Așa. Și văd... deci, la dreapta mea, este o clădire mai înaltă ce dă cu fața către ce arată ca o piață și acolo este o persoană așezată într-un fel de tron. Mm-hmm.
simt că are așa o greutate, o importanță pentru viața, nu știu, locului sau oamenilor de acolo. Dar vorbește singur. Așa, nu-l ascultă nimeni? Nu-l ascultă nimeni. Uh-huh. El vrea să dea mai departe ceea ce știe și să vadă că oamenii cresc și nu mai trăiesc în ignoranță și în așa, doar la nivelul supraviețuirii, știi, cât să aibă ce mânca, unde dormi și atât. Deși există, nu pentru toți, dar pentru multă lume, există resurse suficiente, materiale, încât să aibă timp liber să și îl dedice, știu, studiului sau dezvoltării spirituale sau așa, da? Nu, el stă acolo și e ca un sfinx care vorbește singur și așa, rup de realitatea 3D. Așa, și tu unde ești situat față de el, poziționat? Eu sunt, deci față de el, la stânga lui, lateral, dar lateral în față. Tu l-asculți? Da. Îl privesc cu așa, cu interes, cu curiozitate, cu așa, parcă sunt fascinat. Și ceva din mine spune că eu am fost persoana aceea la un moment dat. Dacă tu ieși, adică să privești scena din afară ca și observator, cum arăți tu acolo la stânga lui? Așa, stai să fac 2-3 pași în spate. Ieși din tine de acolo și observă-te. Observă scena din afară. Mă văd ca un băiat de așa 13-14 ani. Exact. Care începe să descopere lumea și dar și cumva secretele lumii. Și care e fascinat de cineva care a pătruns aceste secrete și poate să-i ofere cunoaștere și un fel de ghidare și poate chiar inițieri în aceste taine. Și stau și mă gândesc, deci copilul ăsta sau băiețelul ăsta, adolescent, se miră de ce nu sunt mai mulți care să vrea să afle aceste informații, că până la urmă sunt despre noi înșine. E așa, îmi stă mintea în loc. Și că ți-ai dori să fii și tu ca el, să ajungi și tu ca el la un moment dat. Nu neapărat ca el, ci să știu ceea ce știe el. Exact, da. Adică pentru a mă elibera. Pentru a te elibera. Știi că mi-a venit informația că această scenă se petrece în viața dintre vieți. Este o viață între vieți, da? Pentru că și acolo până la încarnare au loc evenimente. Nor sufletele nici măcar nu realizează că au murit sau, știi, până la un moment dat realizează când li se spune că este timpul să se încarneze, dacă doresc să se încarneze, știi? Au loc, sunt nivele în care unde sufletele care au ajuns la un anumit nivel participă la, să zic, seminari, așa, între ghilimele, da? Instruieri, inițieri. Bun. Și hai să derulăm scena la un moment important pentru tine. Deci, bărbatul ăsta de acolo de sus a tot vorbit o vreme. Așa. Și a văzut că nimeni sau aproape nimeni nu-l ascultă. Și când ai pușcat din degete, s-a ridicat în picioare și a început să strige, că așa, supărat.
supărat nu, nu neapărat că nu i-a ascultat, ci supărat că oamenii acceptă starea asta de, de cum să zic, ignoranță. Ignoranță. Adică li se oferă, adică acea persoană acolo își oferea informații, cunoașterea chiar și gratis, da, în acea piață și nimeni nu era interesat, da, de ceea ce spunea el, de informații, cunoștințele lui, cunoașterea lui. Se simte singur acolo, el nu, el nu, nu, deci nu deține informația aia ca să, doar ca să o țină pentru el, vrea să o dea mai departe, nu ca să se dea mare, ci pentru că vrea să, cum să zic, să-și formeze un fel de echipă sau așa, cu care să poată să lucreze și să înceapă să construiască o societate care se liberează din frâiele a 3D și a sclaviei, că practic suntem într-o sclavie aici. Și, da, adică el consideră că este misiunea lui, că este o misiunea lui, pentru asta a venit să facă, a venit dotat pentru acest lucru și se simte foarte frustrat că nu e nimeni interesat. Da. Ia du-te și-l atinge. Băiețelul să meargă sus, să atingă? Da, așa, da, intră în băiețel din nou. Așa. Și atinge și spunem ce se întâmplă când îl atingi. Mă privește cu fascinație. Așa, ia întreabă, cum îl cheamă? Cum te cheamă? Platon. Bun. Și ia întreabă-l. El a venit în misiune pe Terra? A venit în misiune pe Terra? Da, și sunt foarte nervos că vorbesc aici singur. De unde a venit el? Aud Sirius. De acolo și are cunoștințele? A venit de pe Sirius. De acolo ai cunoștințele? Zice, nu. A călătorit în foarte multe locuri din univers. Dar revoluția lui, sau cum să zic, istoria lui de acolo a pornit, de pe Sirius. El face și pe Sirius, face instruiri și ale sufletelor. Da, acolo este considerat un maestru foarte luminat și deci mi-a arătat o imagine în care tot așa vorbește de un dintr-un loc de mai de sus și sunt piețe pline, pline cu oameni care stau și îi sorb fiecare cuvânt. Acolo îi sorb cuvintele, nu? Pe Sirius. Da. Și așa se bucură că își dă informația asta mai departe și oamenii cresc și devin tot mai fericiți și mai liberi și prosperi și descoperă tot felul de tehnologii. Deci îi cântă inima de bucurie. Când și el instruiește și multe suflete care vin pe Terra să instruiască. Da. Un fel de profesorul. Profesor, da. Așa. Și ia întreabă, acolo unde vă aflați, unde este, pe Terra sau într-un plan astral în acest moment? De unde vorbim? Adică locul ăsta cu piața? Da, exact. E un plan astral, dar a existat la un moment dat în plan fizic. A existat și în Grecia plan fizic. Antică. În Grecia antică. Bun. Și tu ai fost instruit de el pe Sirius? Sau în planurile astrale? Te știe? Te recunoaște? Da. El reține fețele. Nu prea reține numele. Și da, și pe Sirius de câteva ori. Dar deci ne-am întâlnit în multe locuri din univers. Deci nu doar pe Sirius. Bun.
și am să număr Anton de la 1 la 3, iar la 3 se vor activa memoriile când erai pe Sirius și erai instruit, da? De acest profesor. Da. 1, 2, 3. Și ești acolo. Ah, Doamne, ce-mi place. Ce vei spune? Deci, mă văd într-o sală de clasă. Așa cum e aici, doar că atmosfera nu este formală cum e cu aici. Așa cum e, cum e aici. Da, fiecare stăm așezați în propria bancă, dar acest profesor, în primul rând că e imens, are 2 metri jumate, 3, da, dar da. Nu mi este deloc frică de el. E foarte luminos. Deci parcă e îmbrăcat în robe din alea din Grecia antică. Nu văd cu ce e îmbrăcat, dar asta e impresia care mi-o dă. Așa. Are foarte multă lumină și cu foarte multă blândețe și iubire și cu răbdare. Îmi transmite, dar îmi transmite telepatic. Telepatic are loc instruirea, așa este. Da. Bun. Aici vă instruiește pentru înainte de a veni pe Terra? Printre altele, da. A, printre altele. Și vreau să mergem la un moment unde are loc instruirea ta înainte de a te încarna prima dată pe Terra. Da, e ca și cum ar fi în același corp de clădire, dar într-o altă zonă. Așa. Unde se întâmplă instruirea specifică pentru Terra. Așa. Este același profesor? Sunt mai mulți, dar cumva el îi coordonează pe toți. Sau nu pe aproape toți. Interesant, sunt și câțiva negativi acolo. Și diavoli. Foarte interesant. Așa. Și care este rolul lor acolo? Deci, inițial nu mi-am dat seama ce e. Deci, e același corp de clădire, dar într-o zonă care... Deci trebuie să treci de un fel de barieră. Și dincolo de bariera respectivă, vibrația este mult mai joasă decât în restul clădirii. Așa. Și lumina, deci e toate sunt mai așa mai întunecate, mai nu știu cum să zic. Așa. Nu este atâta lumină. Și în zona respectivă, această vibrație mai joasă permite entităților de vibrație mai joasă să poată să stea. Și îmi zice profesorul că zice vă pregătiți pentru o încarnare în care veți fi testați foarte puternic. Și vă veți lovi atât de lumină cât și de întuneric ca să învățați să le discerneți. Așa. De multe ori diferențele sunt așa de fine pentru că cele două realități în planul ăsta au fost așa de bine întrepătrunse încât de multe ori e foarte greu să le distingi care unde aparține. Asta zice pentru ca să deveniți nu maestri, mega maestri în a desluși și a decela aceste diferențe. Deoarece experiența aceasta va fi foarte, foarte necesară
în alte zone ale universului în viitor. Da, încă după ce are loc absolvirea Terra cu succes, da? Da. Toți aceștia vor fi trimiși în alte părți ale universului sau în alte universuri, poate. Acum, nu neapărat ei înșiși, dar informația și cunoașterea și experiența acumulate va fi folosită pentru alte misiuni sau alte, da, alte lumi la un moment dat. Bun. Și rolul entităților negative... Tu îi vezi acolo ca și pe, ca și dascăli, adică în echipa de dascăli? Deci în ca echipa și elevi? De în echipa de dascăli. Dar se vede foarte clar diferența dintre dascălii cum ar fi ai noștri și ei, adică au altă formă, sunt umanoizi, dar au unii au ochi roșii, văd ca niște dragi. Cu coarne sau cu sos din aia mari pe spate. Și ăștia ce învață? Ce informații transmit elevilor? Ce tip de informații? Senzația ce îmi vine, deci nu asta ni se spune, ci senzația care o am din experiența cu ei, din experiența cu ei și din interacțiunea cu ei este spălare pe creier. Deci și de noi ce am le venit... se permite acolo pe Sirius să facă spălarea pe creier? Îmi vine că forțele luminii vor să vadă din ceea ce informațiile pozitive ce le-am învățat, cât rămâne după spălarea pe creier. Adică cât de bine s-a fixat, cât de bine au reușit să informațiile respective să se fixeze și ce rămâne după ce ești spălat pe creier. Asta e și un test la nivel astral ale informațiilor ce au fost predate, plus face parte din planul de pregătire a sufletelor pentru întrupare. Adică ca și cum faceți cunoștință și cu entitățile negative și cu astea pozitive, nu? Da, da. Și, da. Și cu dascălii reali și cu cei falși, ca să zicem. Dar și aceste entități negative, adică își dau acordul, fac parte din... programul Terra, ca să zicem așa, da? Da, sunt înțeleși între ei, de fapt, nu? Da, da, da. Și noi știm că ei sunt înțeleși între ei și ne supunem de bunăvoie la acest experiment. Interesant. Și zice, în plus că se va permite să se întrupeze doar acele spirite care reușesc să rețină un fel de cantitate minimă stabilită de informații. Cei care nu, adică care uită prea mult, nu li se dă voie să... Da. Sunt încă reținuți acolo la instruiri? Sau ce? Sau te sunt trimiși în altă parte? Mai puțin să văd. Întreabă. Da, cu cei care nu trec testul ăsta, ce se întâmplă? Deci că nu li se dă aprobarea să se întrupeze. Trec prin alte filtre. Așa. În primul rând se studiază foarte, foarte minuțios la nivel energetic efectele spălării pe creier asupra structurii energetice a fiecărui spirit sau suflet. Și în funcție de schimbările observate, elevii respectivi sunt trimiși către anumite departamente care sunt specializate pe anumite, știu eu, subiecte care să îi ajute pe acei elevi să, cum să zic, să învețe și să rămână informația mult mai puternic în, știu eu, memoria lor. În baza lor de date. În baza lor de date, da.
Bun, întrebare. Acești profesori negri, da, din categoria celor negativi, pe Sirius își fac de cap cum își fac de cap și aici, pe Terra, le este permis sau nu? Nu. Nu, nu le este permis. În Ei au doar timpul, o, așa? în timpul, în afara activității de la școală, cum ar veni, ei trăiesc separat, într-un fel de cartiere care sunt doar ale lor și doar ei stau acolo, ăștia de Unde? lumină Pe stau... Sirius B? Sau pe A? Da, pe B, da. Pe B. Pe B stau ăștia negativ, nu? Da. Însă pe, adică este necesar pe Sirius A să respecte niște reguli, nu? Exact, ca să nu se ajungă la haos, cum e aici pe Terra. Așa, și le respectă acolo, nu? Cu strictețe, pentru că pe Sirius sunt niște tehnologii că pot să detecteze orice gând de distrugere a negativilor și dacă e necesar pot să-i elimine fără arme. Trimit o rază și imediat, l-a anihilat. La exact. Interesant, da. Wow. Mi s-a făcut și pielea de gând. Aia, deci cei negativii de acolo sunt cu foarte mare respect și atenție la tot ce fac și spun, tocmai ca să nu, că ei, deci din punctul lor de vedere, să nu-i supere pe ăștia de lumină. Dar de fapt nu-i vorba să-i supere, ci pur și simplu trebuie să respecte niște reguli. Dar sunt și ei în proces de evoluție? Da, dar în felul lor. În felul lor. Da. Da. Diferențele de vibrații sunt așa de mari între cele două lumi încât nu, cel puțin pentru moment, nu e total exclusă conviețuirea. Da? Se permite doar în condiții de laborator, cum ar veni acolo la Colaborări. centru. Acolo când sunt colaborări. Da. Sunt un pic surprins pentru că eu știam că vin de pe Orion. Și am, la sfârșitul primei ședințe cu tine, mi-a părut spiritul meu ca o pisică. Acolo sunt felinele, nu? Sunt un pic confuz. Felinele au venit din alt univers, de fapt, felinoizii. Ei au creat rasa Lirana, de pe Lira, iar de acolo s-au creat sub speciile, știi? S-au împânzit în tot universul, da? Rasa Lirana, da, s-au făcut combinații, apoi s-au creat, adică pliadienii, da, tot din, sunt o subrasă, știi, a liranilor. Da, interesant. Iar tu acolo cum te vezi în acea sală? Ia, observă-te. Cum arăți tu acolo? Deci și pozitivii și negativii mă dau ca exemplu pentru elevi. Zice, uite, urmați exemplul lui, că zice, el a fost de foarte multe ori acolo și a suferit doar foarte, cum zic, modificări în structura lui de bază, foarte, foarte mici. Deci, că zice, s-a întors aproape intact. Urmați exemplul. Dar cum arăți acolo? Cum arăți? Ce formă ai? E interesant că arăt tot ca băiețelul din piață. Ok, deci în formă umană, nu? Arăți. Da. Bun. Dar tu acolo, pe Sirius A, ai venit de pe Orion? La acea instruire? Să vedem de unde am venit aici. Deci, zice așa că sunt un spirit care am niște drepturi date ca urmare a evoluției. Și am dreptul la stadiul la care mă aflu să trăiesc aproape oriunde vreau eu în univers. Atât cum zice, în formă spirit, cât și în formă întrupată.
Și în momentul deci înainte să vin pe Sirius, da, am venit de pe Lira, dar înainte să fi fost pe Lira, înainte am fost în Orion. Și da, într-adevăr, înainte de Orion am umblat și pe Lira. Sunt un spirit foarte, foarte curios și capabil să absorbă o cantitate imensă de informație. Un fel de biblioteca Universului, zice. Interesant. Bun.